Producătorul și spiritul antreprenorial, inițiativă și risc. O resursă pentru clasa a 8-a în cadrul proiectului CRED. În activitatea economică, întreprinzătorul este persoana care inițiază o afacere, investind pentru aceasta bani, timp, creativitate, putere de muncă, energie, cu scopul de a obține un profit cât mai mare. Nu toți suntem sau nu putem deveni cu toții întreprinzători. Pentru a fi întreprinzător sunt necesare anumite aptitudini, dar și asimilarea unor cunoștințe și deprinderi. Una dintre trăsăturile definitorii este spiritul de întreprinzător, cu alte cuvinte, spiritul antreprenorial. Aceasta reprezintă capacitatea de a vedea oportunități acolo unde alții văd probleme, dublată de acțiunea perseverentă pentru rezolvarea lor, ceea ce duce la realizarea de profit. Exersează. Ce calități crezi că ar trebui să aibă o persoană pentru a deveni antreprenor? Selectează calitățile potrivite din lista de mai jos, apoi adaugă altele. Optimist sau pesimist, disciplinat, indisciplinat, organizat sau dezorganizat, responsabil, irresponsabil. Cunoști un întreprinzător de succes? Prezintă-l pe scurt. Cum crezi că a reușit? Oare crezi că i-a fost ușor? Care crezi că ar putea fi sursele de finanțare a unei afaceri? Lansarea unei afaceri proprii înseamnă întotdeauna curaj, atât timp cât nu există garanții pentru succes. Orice afacere pendulează între risc și reușită. Riscul în afaceri reprezintă o situație sau un factor care ar putea avea un impact negativ asupra activității sau câștigului unei anumite firme. Tipuri de risc. Există două categorii de risc, riscuri externe, cum ar fi taxele foarte mari, creșterea prețurilor, confruntarea cu o concurență puternică, precum și încetinirea creșterii economice. Există însă și riscuri interne din interiorul societății, datoriile acesteia, imposibilitatea găsirii angajării unor oameni competenți, etc. Uneori, din cauza incapacității de a face față riscurilor, unele firme dau faliment. Ce este falimentul? Situația societăților care nu mai au nicio posibilitate reală de continuare a activității. Falimentul se instalează atunci când încasările provenite din vânzări sunt mai mici decât ceea ce a cheltuit întreprinzătorul pentru fabricarea produselor. În afaceri există risc și reușită. Important este să creștem zona care poate fi controlată și să diminuăm cât mai mult zona care nu poate fi controlată. Important de reținut, manifestarea spiritului antreprenorial este cel mai adesea consecința învățării și apoi a experienței.